Salut YouTube! Am terminat pensiunea, pensiunea pe structură metalică. În momentul de față este deschisă publicului. Așadar, dacă îți trece prin minte să construiești o astfel de clădire, poate că ar fi mai bine, zic și eu, să ne faci o vizită mai întâi. Și acum cred, dragilor, că este momentul cel mai bun. Pentru că, nu-i așa, este iarnă și poți să tragi o concluzie subiectivă, cred, în ceea ce privește comportamentul casei la frig extrem. Asta, bineînțeles, trebuie să nimerești o perioadă de frig extrem. O casă pe structură metalică este ceva nu neapărat nou, dar sistemul de construcție generează destule contre printre meșteri, dar și printre viitorii beneficiari. Foarte important de știut. Da, suntem deschiși pentru a share-ui experiența noastră în ceea ce privește construcția acestei case și da, suntem deschiși pentru vizite. Dar trebuie să înțelegeți că acestea se fac doar pe bază de rezervare, adică vei sta la noi o zi sau mai multe în funcție de cât te dorești și vei plăti cazare. Cazarea este undeva între 100 și 120 de lei, în funcție de cât de aglomerat este în momentul respectiv, adică deloc o avere. Am rugămintea să nu veniți fără rezervare, unii trebuie să înțeleagă că nu suntem showroom, banii noștri vin exclusiv din cazări, nu din construit case. Eu, prin aceste vloguri, nu am făcut publicitate la o anumită firmă de construit case. Pensiunea nu are recepție sau, mă rog, nu este nimeni la recepție. Persoana ce face cazările stă la doar 3 minute distanță, așadar, chiar dacă ați făcut rezervarea, vă rog să nu intrați fără ca cineva să vină și să vă cazeze. Spun toate aceste lucruri pentru că ni s-a întâmplat să ne trezim cu persoane în pensiune ce au venit să vadă cât este de cald. Cum o să faci așa ceva? Păi îți spun eu cât este de cald. Sunt 22 de grade, indiferent de temperatura de afară. Și asta pentru că așa am setat noi pompa de căldură. Dacă vreți mai multe informații despre un anumit subiect, contactați-mă pe Facebook sau pe Instagram. Acolo vă garantez că răspund cam la fiecare întrebare. Pensiunea oricum este dotată cu camere și senzori de mișcare. Filmările se salvează atât în cloud cât și pe harduri fizice. Pensiunea este până la urmă proprietate privată și nu se intră decât în prezența unui angajat al acestei afaceri. Acest lucru oricum este scris și la intrare. Eu așa am făcut înainte să construiesc. Am căutat și eu un beneficiar și nu a fost deloc ușor, dar l-am găsit foarte departe de mine, apropo mai exact, la Sulina. Am fost acolo în afara sezonului, când vedeai doar câini vagabonzi pe stradă. Și am stat acolo câteva zile și am reușit să vizităm și plaja din Sulina, că ce era să facem? Nu era să testăm casa non-stop, să stăm cu urechea lipită de pereți. Care, apropo, plaja din Sulina, by the way, este senzațională, fraților, este albă, cred că este cea mai frumoasă plajă din România. Sau cel puțin, este cea mai frumoasă plajă vizitată de mine până acum în România. În fine, revin la casa mea pe structură metalică, sau mai degrabă spus, la pensiunea pe structură metalică. Aceasta, în cazul în care vreți să știți cum se simte, se numește Diana, e undeva lângă mirificul oraș Bârlad și se găsește foarte ușor pe Booking sau pe Google. Acum, la final de șantier, aș putea în primul rând să spun că sunt în principiu saturat de construcții. Aveam momente, fraților, când pur și simplu aveam impresia că vomit șantier. Deci, venea să vomit cărămizi și mortar și plăci de rigi. Cred că și de la foarte mult stres. Vă spun sincer că asta s-a întâmplat, cred că și din cauza prețurilor mult mai mari pe partea de manoperă decât la ce mă așteptam eu, decât la ce socotisem în planul de afaceri. Așa că am început, vă zic sincer, să mă implic și să învăț efectiv să fac anumite lucrări. Mai ales la interioare, unde aveam impresia că nu e greu, că se face așa, bang, bang, bătând din palme. Da, am reușit să fac un etaj întreg, de unul singur, fără să mai plătesc meseriași. Asta a însemnat 200 de metri pătrați de gresie și faianță, peste 900 de metri de finisat, amorsat și văruit pereții. Am instalat 8 toalete suspendate, am instalat 10 chiuvete, am instalat 10 baterii și 10 dușuri. Am pus mozaic la 4 dintre cele 8 băi. Am hidroizolat cu mapegam la 4 dușuri din cele 8. Am pus plintă din PVC, dar și plintă din carton ce a trebuit tăiată la 45 de grade. Am pus pervazele la geamuri. Am placat cu piatră decorativă la exterior. Am întărit tabla de pe casă în locuri unde se vedea că a fost prinsă deficitar de meșteri.
Am pus jgheaburile de la casă. Am instalat prelungirea de la balcon, pentru că ce să vezi, după izolarea cu polistiren de 20 de centimetri, am realizat că acesta, adică balconul, a rămas mult prea mic și am făcut o prelungire. Am pus vată minerală și am așezat pe poziție bariera de vapori. Și multe, multe alte lucruri. Am pus și pavaj și am și instalat uși de interior. Și toate lucrurile astea le-am făcut de unul singur și pentru prima dată. Sunt convins că sunt departe de a fi ieșit perfect, dar faceți și voi o socoteală la cele enumerate mai sus. Eu zic că am economisit niște bani, am ieșit într-un final cât de cât ok. Dar, acum la final, vă pot spune și vă pot sfătui următorul lucru. Lăsați meseriașul să-și facă treaba dacă aveți banii. Nu are absolut niciun rost să le învățați pe toate, este imposibil și nu o să vă iasă bine. Eu m-am băgat la treabă din următoarele motive. Am avut timp și nu am avut bugetul să o termin. Când am realizat asta, am pus osul la treabă. Am fost foarte la limită. Pentru mine, având în vedere că e pensiune, a fost primordial să o termin cât mai repede pentru ca aceasta să producă bani. Din fericire, am reușit, dar a fost și cu ajutorul unui aport de bani din surse pe care nu le anticipasem la început. Așadar, ce să zic, mai e nevoie și de noroc în viață. Din păcate, sunt foarte mulți pseudo-meseriași care vorbesc mult, se laudă mult și fac o lucrare pe care poate ai reușit să o faci și tu ca începător. Aici intervine, cred eu, capacitatea ta de a alege acești meseriași. I-ai ales bine, lasă-i să-și facă treaba, dacă ai bugetul, bineînțeles. Nu i-ai ales bine, trimite-i acasă, ia și fă-o tu, că oricum o să faci la fel de prost, dar măcar nu mai pierzi și bani. Și cine știe, poate descoperi o nouă pasiune, construcțiile. Poate o să spui că mă contrazic, dar nu, e vorba doar de o multitudine de situații în care te-ai putea afla. Oricare ar fi ea, eu cred că nu are rost să te apuci de construit dacă nu ai bugetul să duci casa la final. Nu cred că are rost să o lași cu anii la roșu. Este inutil și din punctul meu de vedere sunt doar niște bani pe care i-ai blocat degeaba. Trebuie să ai totul pus la punct, să locuiești în ea, să funcționeze. Pentru că, na, ăsta bănuiesc că e visul tău și pentru asta muncești. Nu să o lași la roșu cu anii. Bine, nu cred că e o problemă, nu știu, să zic că mai ai câteva camere în care mai trebuie un gled, un var sau un parchet. Important este ca izolația casei să fie terminată, instalațiile electrice și sanitare să fie terminate, sistemul de căldură, oricare ar fi el, să fie terminat. Așadar să te poți muta în ea dacă vrei, nu știu, ți-ai făcut o cameră și în restul mai faci așa, puțin câte puțin. Revin. Cum se simte această casă pe structură metalică? Păi nu se simte. Este la fel ca orice altă casă. Când intri în ea, este cald dacă afară este foarte frig sau este răcoare dacă afară este foarte cald. Așa am setat temperatura, să fie undeva la 21 de grade și de aici și logica de mai sus. Eu am ales pentru această casă pompa de căldură pentru că nu avem gaz în zonă și pentru că am vrut să scap de chinul alimentării cazanului cu lemne. Plus că nu mai tăiați, fraților, păduri pentru foc. Suntem în 2021. Și sunt atât de multe metode de încălzire încât nu aș mai lua deloc în considerare varianta cazanului pe lemne. Aș face asta doar dacă aș fi izolat undeva în vârful muntelui, fără curent, fără curent și fără nicio posibilitate decât multe, multe lemne. Atât! Dar orice sursă ați alege, trebuie neapărat să optați pentru încălzire în pardoseală. Fraților, este diferență de la cer la pământ între calorifer și pardoseală. Și asta vă spune un om care a avut de-a face cu ambele sisteme de încălzire. Eu, dacă ar fi să fac în acest moment un top al surselor de căldură, ar fi cam așa. Numărul 1, fără dar și poate, pompa de căldură este absolut senzațională, minunată, este ca un mic frigider, cam așa arată. Și aș alege, nu știu, dacă am buget, normal, pentru că nu e ieftină. Numărul 2, aș alege centrala pe gaz. Pe aceasta aș alege-o dacă nu am buget, dar am gaz la poartă. Numărul 3, centrala pe curent. Aș alege-o dacă nu am buget și nici gaz la poartă. Știu că pe mulți îi sperie această centrală pe curent, dar dacă izolezi foarte bine casa și ai încălzire în pardoseală, ai șanse ca acea centrală să consume extrem de puțin.
O să dezvolt subiectul centrale pe curent în episodul dedicat pompe de căldură care o să vină. Stau cam prost cu timpul și YouTube-ul nu generează destul venit astfel încât să-mi dedic mult timp acestui canal. Oricum, indiferent că aș alege pompa de căldură, centrală pe gaz sau pe curent, ca acestea să dea rezultat maxim, va trebui să ai încălzire în pardoseală alături de o izolație generoasă care să fie și montată corect. Bă, și cam atât pe partea de căldură. În rest, ce să mai zic, eu sunt foarte mulțumit de casă, chiar dacă prin mesaje au apărut tot felul de experți care vor să mă facă să regret investiția. Bă, nu regret, ce am aflat în urma acestui șantier este că nu există sistem de a construi perfect. La toate există loc de îmbunătățire, limita, nu știu, este cerul, fraților, și imaginația fiecăruia. Și mai știu faptul că pensiunea nu are cel mai futuristic design, nu pot să zic că îmi place la nebunie, dar nu am vrut să impresionez pe nimeni. Pur și simplu am vrut să mă coste cât mai puțin, să am cât mai multe camere, la standard de cel puțin 3 stele și să fie funcțională pentru ceea ce vreau eu, adică pentru pensiune. Și până la urmă, de ce toate aceste vloguri din partea mea sau a altora care aleg să facă vloguri despre construcții? Pentru ca tu, spiritul critic, că știu că am fost și eu acolo, să ai de unde să selectezi și să faci alegerea până la urmă cea mai bună. Mult spor!